Încă din decembrie se auzeau zvonuri că la Tottenham urmau să apară transferuri noi și cel mai anticipat transfer era chiar românul Radu Drăgușin, pe poziția de center back, fundaș central. Cu toate că vestea s-a răspândit repede, pe paginile celor de la Tottenham și pe pagina lui Radu Drăgușin era liniște. Nimeni nu zicea nimic, nu se confirmase nimic. Mă simțeam ca la anunțurile alea fake de la UFC făcute de fani. Hamzat vs Islam, Oliveira vs McGregor. De unde? Asta până ieri seară, când în sfârșit a fost anunțat în mod oficial că Radu Drăgușin a ajuns la Tottenham. Deci care e faza cu Radu Drăgușin? Cum a ajuns un alt român în Premier League? Chiar a refuzat oferta celor de la Bayern München sau e fake news? Și cel mai important, ce salariu are Drăgușin? Și altceva, ce alege Radu Drăgușin? Cristiano Ronaldo sau Messi? Rar se întâmplă să acopăr și subiecte legate de fotbal, dar când se întâmplă un eveniment mare ca ăsta, eu zic că merită discutat. Nu uitați de like la clip să fentăm algoritmul și pe anul ăsta, subscribe și să-mi scrieți despre ce mai vreți să aflați, care e faza. Bine să mă sare, știi că își ok, dar cine este Radu Drăgușin? De unde a început povestea lui? Vă dați seama că a început de mic cu fotbalul în România și deja la vârsta de 16 ani era transferat de la un club de fotbal din București în Torino, la Juventus, pe suma de 250.000 de euro. De acolo a trecut pe la grupele de juniori, Under 17, Under 19 și Under 23, până când a fost chemat să se antreneze cu Juventus aia mare, iar în 2020 a debutat în meciul lui Juventus cu Dinamo Kiev pentru 20 de minute. Spunea că nu se aștepta să-l pună în teren, dar a avut emoții, însă și-a păstrat starea de spirit și a jucat în continuare. Da, am intrat 20 de minute, a fost incredibil. Am avut niște emoții mari și pentru că nu mă așteptam să intru, eram pe banca de rezerve și dintr-o dată mister îmi spune să mă schimb, să-mi pun ghetele și să intru. Am intrat neîncălzit și am fost foarte emoționat, dar a fost un moment special pentru mine și nu o să-l uit niciodată. Asta se întâmpla la vârsta de doar 18 ani. El devenea deja coleg de echipă cu Cristiano Ronaldo și antrenat de Andrea Pirlo. Și ce credeți voi că a răspuns atunci când a fost întrebat Ronaldo sau Messi? Iar întrebarea pentru prietenul nostru, 19 ani, omul care a semnat cu echipa mare a lui Juventus, avem o întrebare pentru tine, Radu Drăgușin. Care e mai tare, Ronaldo sau Messi? Cred că nu este foarte mult de discutat aici, Ronaldo. Parcă văd iar, mamă, ce o să fie în comentarii, nici nu vreau să mă uit. În timp ce era la Juventus, a urmat o serie de împrumuturi la Sampdoria, Salernitana și în cele din urmă la Genoa, unde a jucat 40 de meciuri. Cei de la Genoa l-au și cumpărat de la Juventus pentru suma de aproximativ 5,5 milioane de euro. Iar acum ajungem pe 11 ianuarie 2024, când a fost anunțat oficial că Radu Drăgușin s-a alăturat clubului din Premier League, Tottenham Hotspur. Odată cu asta, Drăgușin a devenit cel mai scump transfer cu un fotbalist român, suma raportată fiind de 25-30 de milioane de euro dacă se îndeplinesc niște clauze din contract. Ok, dar până să anunțe în mod oficial pe pagini, oamenii fierbeau. Hype-ul a fost mare. Mergeam la comentariile de pe pagina de Instagram de la Tottenham și vedeam numai fani care voiau să-l anunțe pe Radu Drăgușin. La început credeam că sunt numai români, dar din contră. Deci l-am semnat pe Drăgușin sau nu? Dați drumul la Dragon? Admine, dacă mai postați ceva și nu e Drăgușin, înnebunesc. Anunțați-l pe Drăgușin că l-așteptăm. Am nevoie de anunțul cu Dragonul român. Admine, îți bați joc de noi acum sau ce? Anunțați-l pe Drăgușin. Acum o faceți intenționat, n-are cum. Admine, anunțați-l pe Drăgușin, e a treia postare. Am crezut că în sfârșit îl postați. Toate comentariile au fost reduse la tăcere când în sfârșit au făcut postările astea. Ăștia de la Tottenham nu au fost singurii care îl voiau pe Drăgușin. Pe ultima 100 de metri a primit ofertă și de la Bayern München, și mai bombă, pentru că îi ofereau salariu dublu. Din câte a spus agentul lui Drăgușin, acesta a refuzat pe motiv că preferă progresul în carieră mai mult decât banii. A fost greu să refuzați Bayern? Pentru mine extrem, dar până la urmă asta a fost dorința lui. Tottenham, da? Ce ar fi rău acolo? Radu Drăgușin to Tottenham. Here we go. Welcome to London, motherfucker. Acum unii spuneau că la Bayern nu ar fi avut viață bună, că mai mult stătea pe banca de rezervă sau că era prea greu. Acum nu știu ce să zic, sunt doar păreri. Voi ce credeți? Până la urmă, Premier League e Premier League, frate, n-ai ce să spui. Premier League este un campionat în care mi-ar plăcea să joc. De mic îmi doream să joc, iar sper că într-un viitor să o fac. Plus că mi se pare frumos că în sfârșit un român a ajuns iar în Premier League. Eu zic să stați cu ochii pe Drăgușin, pentru că are destul timp la dispoziție să-și demonstreze talentul. Următorul meci al lui Tottenham e pe 14 ianuarie versus Manchester United. Și am văzut unii entuziasmați care cred că deja Drăgușin o să joace. Bă, acum nu știu ce să zic, cred că e puțin cam de vreme. Last question, are you going to put him in the squad on Sunday? We'll see how hopefully all the paperwork gets done, but if all the paperwork gets done, he will be in the squad, yes. Înțeleg că n-aveți răbdare, dar stați așa. În fine, cam asta a fost faza cu Radu Drăgușin. Nu uitați de like, subscribe și mergeți pe celălalt canal să vedeți evoluția trupei 5 Gang.